Taxele vin primele, reformele vara următoare, guvernul a făcut publice propunerile sale de schimbare a fiscalității. Noua operațiune antidrog a poliției, Cotroceniul, spune între timp că numărul consumatorilor de stupefiante e un secret de stat. Toate dronele căzute până acum în România erau unele rusești și Simona Halep cere despăgubiri firmei care i-a livrat un supliment alimentar contaminat. E marți, 19 septembrie, ascultați știrile zilei de la Recorder. Negociate cale de luni întregi și scăpate în tot acest timp prin presă ca baloane de încercare, măsurile fiscale pentru care guvernul vrea să-și asume răspunderea s-au adunat în fine într-un document oficial. Pe scurt, e vorba de noi impozite sau de taxe majorate, de eliminarea unor scutiri în companiile private și de unele restricții la stat. Confruntat cu un deficit bugetar care a ajuns în iunie la aproape 40 de miliarde de lei, Ministerul de Finanțe speră că va strânge la anul 16. Cu detalii, Ani Sandu. Printre schimbările fiscale majore se numără un impozit de 1% pe cifra de afaceri a companiilor cu afaceri de peste 50 de milioane de euro. Se schimbă și impozitarea asupra micro-întreprinderilor. Cele cu venituri de până în 60.000 de euro vor plăti 1%, iar celelalte 3%. Aceeași cotă se aplică producătorilor de programe software, restaurantelor și barurilor și cabinetelor de stomatologie. Nu mai sunt scutiți de plata contribuțiilor de asigurări sociale și de sănătate toți angajații din IT, construcții și agricultură. Cei cu salarii brute de peste 10.000 de lei trebuie să le plătească. Un impozit special se va aplica locuințelor de peste 500.000 de euro și mașinilor de peste 75.000. Orice venituri fără o sursă clară se vor impozita cu 70%. La stat, numărul secretarilor de stat ar urma să fie redus cu 30%. La fel ar trebui să se întâmple în cazul consilierilor de stat și al vicepreședinților din diverse companii publice. Posturile vacante și funcția de șef de birou se desființează. Sporul pentru condiții de muncă nu mai poate trece de 1.500 de lei lunar, iar costul unui telefon de serviciu e plafonat la 500 de lei. Sporesc accizele la tutun și se va introduce cea pentru zahăr. TVA-ul urcă la 9%, între altele, în cazul unor activități precum instalarea de panouri fotovoltaice și de pompe de căldură. Pentru profesorul de economie Cristian Păun, propunerile guvernului riscă să încetinească ritmul creșterii. În opinia sa, documentul publicat de Ministerul de Finanțe are de asemenea mai multe necunoscute. Din câte vedem, taxarea se va întâmpla repede. Partea cu instituții care se desfințează, începând cu 1 iulie 2024, nu se precizează clar dacă este interzis ca instituțiile să mai angajeze oameni. De exemplu, scrie acolo, vor fi desfințate instituțiile care au mai puțin de 50 de angajați. Dar nu e clar, până pe 1 iulie 2024 au voie să-și suplimenteze grila cu numărul suficient încât să treacă de acest criteriu să nu mai fie desfințate. Evident că au. Vă temeți, cu alte cuvinte, de situația prin care am mai trecut, în care instituții care știau că ar fi urmat să strângă cureaua, cumpărau foarte pe repede înainte automobile. Exact. Deci este fix aceeași poveste ca și până acum, în care ne facem că tăiem cheltuieli, ne facem că ajustăm statul, dar în schimb aplicăm în câteva săptămâni o taxare suplimentară tuturor sau celor mai importanți din economia românească. Asta este prima mea impresie. A doua impresie, chiar și așa, cu micile ajustări pe care le-am văzut, este inoportună chiar și această variantă îmbunătățită, pentru că economia stagnează, dacă nu chiar cade, și avem cu siguranță un recul, vom avea un recul prin aceste măsuri. O oareșcare nelămurire stârnește acea prevedere potrivit căreia orice venit fără o sursă clară se impozitează cu 70%. Presupunem că e o încercare acolo de a mai combate evaziunea fiscală, corect? Da, dar el poate să și dea naștere la niște abuzuri. Va trebui să vină la pachet și cu o posibilitate de control, de verificare din partea statului, ceea ce în momentul de față nu există. Până la a confisca 70% e cale lungă, pentru că trebuie să treci prin niște proceduri în instanță, omul va contesta, se va lovi de sistemul juridic din România, dar cei care într-adevăr sistematic nu-și plătesc taxele și obțin aceste venituri vor continua nestingeriți și să-și facă mendrele.
Pe scurt, domnule profesor, dacă am înțeles eu corect, vă așteptați la presiuni inflaționiste sporite și la o incertitudine în continuare în privința economiilor de la stat. Încă nu este clar dacă am câștigat bătălia cu inflația, pentru că ea în continuare rămâne mare. Vorbim de taxe care vor intra instantaneu în prețuri. Mai devreme sau mai târziu aceste taxe vor ajunge în buzunarul cetățenilor. Deci toate premizele ca economia să aibă un recul mai degrabă decât o revenire așteptată. Atenție, se muncește! Sub presiunea tot mai multor scandaluri publice, poliția trâmbițează o operațiune antidrog în București și în peste 20 de județe. În colaborare cu procurorii de ICOT, polițiștii au descoperit o fabrică unde se făceau produse pentru vapat care conțineau droguri de mare risc. Multe ar fi fost vândute minorilor. Câtor minori nu e deloc limpede. De altfel, numărul aproximativ al consumatorilor de stupefiante din România e chiar un secret de stat. Așa a răspuns administrația prezidențială unor întrebări ale site-ului pressone.ro. Klaus Iohannis a anunțat de curând că traficul și consumul de droguri vor fi analizate în următoarea ședință a Consiliului Suprem de Apărare. Ministra Justiției, Alina Gorghiu, estima de curând într-un interviu la Digi24 că în România ar fi milioane de consumatori. Nu putem să-i băgăm pe toți la închisoare, a recunoscut ea. Consumatorii sunt cumva, uneori, în discuțiile publice, priviți ca niște infractori, ca niște nenorociți, ori uitându-mă în toată Europa, în toate statele care au aplicat strategia antidrog, să știți că ei s-au concentrat pe prevenție și pe ideea că acele persoane au nevoie de ajutor. Nu oameni pe care să-i încarcereți, pentru că au deținut droguri în vederea consumului. Cristian Plută, directorul adjunct al administrației spitalelor din București, a fost reținut în dosarul mitei de la această instituție. Alte trei persoane, printre care directorul spitalului Colentina, sunt și ele suspecte. Un al patrulea inculpat e sub control judiciar. Potrivit DNA, Cristian Plută ar fi încasat numai pentru numirea directorului de la Colentina 20.000 de euro. Referatul procurorilor anticorupție spune că directorul adjunct i-ar fi propus Oanei Sivache, șefa instituției, să împartă banii obținuți. Suma menționată trece de 200.000 de euro. Directoarea administrației spitalelor e cea care l-a denunțat pe Cristian Plută. Spre surprinderea nimănui, toate cele trei drone care au căzut de curând în România, în zona de graniță cu Ucraina, sunt cele Shahed, produse de Iran, folosite intens de Rusia în războiul din țara vecină. Așa arată primele analize ale armatei. Fragmente din două drone au fost găsite în comunatul Ceanăplauru, iar un al treilea aparat a căzut la circa 10 km de orașul Tulcea. Inițial, toate oficialitățile statului român au negat că astfel de incidente s-ar fi produs, pentru a vorbi ulterior de o încălcare inacceptabilă a spațiului aerian. Niciuna dintre cele trei drone nu a fost detectată de sistemele radar ale României. Principala lor țintă o reprezintă depozitele de cereale din Ucraina, care urmează să fie transportate pe Dunăre. Între timp, o primă navă sub pavilion ucrainean a sfidat blocada rusească a porturilor de la Marea Neagră. Vasul încărcat cu 3.000 de tone de cereale a plecat din portul Cernomorsk spre strâmtoarea Bosfor. În iulie, Moscova a renunțat la acordul care permitea Kievului să exporte cereale pe cale maritimă. Livrările sunt esențiale pentru mai multe țări africane și din Orientul Mijlociu. Săptămâna aceasta, Kievul a anunțat că dă în judecată Polonia, Ungaria și Slovacia din cauza restricțiilor pe care aceste țări le-au impus importurilor de produse alimentare din Ucraina. Ministerul Agriculturii din București a întocmit deja un ordin asemănător. Adversarii îl ridiculizează într-una, susținătorii sunt sincer preocupați. Președintele Statelor Unite, Joe Biden, s-a declarat conștient de neliniștea pe care o provoacă vârsta sa, dar a insistat că va candida din nou. Ajuns la 80 de ani, el a spus că își dorește un al doilea mandat pentru că Donald Trump și fanii acestuia sunt hotărâți să distrugă democrația americană. Tot mai multe sondaje de opinie arată că larga majoritate a alegătorilor îl consideră pe Biden prea în vârstă. A
Acum câteva zile, un editorialist considerat pro-democrat, David Ignatius, a reluat aceste preocupări într-un articol publicat de ziarul Washington Post. El scrie că Joe Biden riscă să anuleze cea mai mare realizare a sa, faptul că l-a oprit pe Trump în 2020. La rubrica Fast Forward, alte știri care ne-au atras astăzi atenția. Campioană europeană la numărul de accidente rutiere, aproape 80 în fiecare zi, România a înregistrat azi unul în care au murit numai puțin de 5 oameni. S-a întâmplat pe autostrada București-Pitești, în apropiere de Ciorogârla, unde un microbuz a fost strivit între două tiruri. Doi oameni au fost răniți, a trebuit ca ei să fie duși cu elicopterul la spital. Datele Institutului Național de Statistică arată că anul trecut peste 36.000 de oameni au fost implicați în accidente rutiere grave. Cele mai multe victime au fost în Bacău, Dolj și Prahova. Suspendată timp de 4 ani pentru dopaj, jucătoarea de tenis Simona Halep dă în judecată o firmă de suplimente alimentare și cere despăgubiri. Potrivit datelor din dosar, compania Shinusa Superfood i-ar fi livrat un produs contaminat cu o substanță interzisă, Roxadustat. Ea a fost descoperită în urma unui test antidoping făcut vara trecută la turneul US Open. Unul dintre avocații Simonei a recunoscut că procesul nu poate să aibă niciun fel de influență în dosarul sportiv. Românca va contesta decizia suspendării la Curtea de Arbitraj Sportiv din Lausanne. Cât despre faptul că Simona a omis să declare de la bun început că a folosit acel supliment, avocatul a spus că, citez, pur și simplu a uitat. E adevărat că se răzgândește de pe o zi pe alta, dar într-o privință a fost remarcabil de constant. Are nevoie de bani. Împrumutat peste măsură ca să cumpere la suprapreț una dintre cele mai influente rețele de socializare, omul de afaceri Elon Musk a dat de înțeles că toți utilizatorii Twitter vor plăti un abonament lunar. A făcut-o în cursul unei discuții cu premierul Israelului, Benjamin Netanyahu. Moving to having a small monthly payment for use of the X system is it's the only way I can think of to combat vast armies of bots. Musk nu a spus cât are de gând să ceară pentru viitorul abonament lunar de acces la Twitter, companie pe care a rebotezat-o X. El susține însă că astfel ar putea să combată ceea ce numește vaste armate de boți, programe de calculator care simulează comportamentul uman și care sunt folosite cu predilecție în cursul campaniilor de dezinformare. La scurt timp după ce a preluat platforma, Musk a dat afară o bună parte a echipei care se ocupa de securitate. Punem punct aici știrilor zilei, ne auzim din nou mâine seară. Sunt Filip Stan David, toate cele bune!